Lucrările la noul padoc ar putea fi demarate în cea de-a doua jumătate a acestui an, susțin autoritățile locale. Realizarea acestuia a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local. Este necesar ca padocul din zona de sud a orașului să fie mutat. Acolo va funcționa o instituție și se vor desfășura și alte activități economice. Actualul adăpost are doar 400 de locuri și nu mai face față ca urmare a numărului tot mai mare de patrupede de pe străzile din oraș. Numărul de câini fără stăpân continuă să rămână ridicat, având în vedere că lunar se fac puține adopții de către iubitorii de animale. Se lucrează în acest moment, se pregătește proiectul pentru padocul de la Bârsești. E adevărat, în fiecare săptămână discut cu Raul Chiriac, cu șeful serviciului de investiții. Vom prinde o sumă în 2019 și eu sper că după jumătatea anului 2019 să ne apucăm și de lucrări în Bârsești pentru acest padoc. E o hotărâre de consiliu local și trebuie să o punem în aplicare. De asemenea, noul padoc va avea o capacitate de cazare mărită față de actualul adăpost, care are doar 400 de locuri.